Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Among Us. Tocmai ce am terminat un live stream de vreo 2 ore și ceva, ne-am jucat CSGO aseară, am dat și niște skin-uri mișto și o să mai dăm pe alte live-uri de CSGO, deci fiți acolo cu ochișorii. Mă rog, v-am mai zis în episoadele de Hellcase și de Keydrop, în fine. Trecem peste asta, vreau să aruncă o mică privire peste Among Us, peste subreddit, să vedem ce s-a mai întâmplat în ultima săptămână. Nu mai știu, în episodul anterior câți abonați erau aici pe subreddit? Chiar au vrut 500.000-600.000. Deci am mai încetat ușor, ușor să crească, dar totuși este destul de popular. Într-o săptămână 70.000 de voturi, e binișor. Asta nu putem să ne uităm la ea pentru că este copyrightată, însă este aia cu ri-ri-ri-ri, cântă aia, umbawe, cu niște animale, auimbawe, auimbawe, vă cânt eu, Rafael. E amuzant că se sincronizează versurile cu numele caracterelor. A mulțumi sponsorului de astăzi, care este Boosteroid. Unii dintre voi îl veți ști deja, l-am mai prezentat și eu pe canal. Avem una bucată telefon și una bucată Boosteroid. Vedeți acolo în browser, boosteroid.com. De astăzi este și pe telefon, pentru cei care nu aveți calculator, dar totuși aveți ceva jocuri. De fapt, nu neapărat trebuie să l-ai cumpărat. De exemplu, vedeți Fortnite pe ecran acolo, este complet gratuit și îmi scuzați setup-ul meu scuffed, dar vedeți că este o listă cu jocuri, mai mult ce am eu pe cont, ce îmi recomandă mie. Și dacă apăsăm pe butonașul acesta și ne ducem jos, vedem că, dă-i mai jos, vedem că sunt toate jocurile precum pe calculator, dar le puteți încerca direct din browser. Deci nu este nicio aplicație, intrați în browser, boosteroid.com. Ok, nu înțeleg de ce oamenii sunt ofticați. Pentru că impostorul face ce trebuie să facă. Hai să analizăm noi. Ăsta zice, Lmao, bun joc, ai acuzat 10 oameni și toți erau crewmates, e vina ta că am pierdut. Ei bine, eu eram impostorul. Sunt ofticați, bă, impostorul asta trebuie să facă, nu? Ne-am întâlnit cu unul roșu care era în spital și am purtat favorite hat to support. Sunt în spital, are operație de apendicită. N-am înțeles ce pălărie au purtat. So we were favorite hat. Nu înțeleg ce înseamnă asta, mă rog. Pălăria pe care a avut-o la roșu? Habar n-am. Jucătorii care ies din cauza că nu sunt impostori ar trebui să fie crewmate până când stau într-un joc. Avem niște animații. Băieți, sunt fumat rău de tot. Fugeam și făceam task-uri fake ca un impostor până când am realizat că sunt crewmate. Ia uzi. E fumat băiatul nostru. Așa. Să câștigi prin înșelăciune în loc să omori nu înseamnă că ești un impostor prost. Exact și așa la mai sus. Da. Poți să fii și impostor și să-i păcălești pe alții. Nu neapărat să-i omori ca să câștigi. Tare. Unde? Electrical. Vrei să scapi de reclame? Spotify. Te voi vota dacă nu încetezi. Spotify. Asta nu este foarte premium pentru tine sau de la tine sau nu știu cum să traduc, nu e prea premium din partea ta, mai bine, din partea ta. Da, face troll ăsta dacă ați ascultat vreodată pe Spotify că îți mai bagă reclamele alea. Îți bagă un segment dacă vrei să scapi de reclame, nu știu cum, nu știu cum. Am folosit foarte puțin Spotify eu. Eu sunt dintre puține persoane care nu folosesc Spotify. De ce? Pentru că toată muzica e pe YouTube. Și mie încă îmi place să ascult și muzică din animeuri și pe Spotify nu prea există exact ce vreau eu. Anumite OST-uri și așa și nu prea folosesc Spotify, nu prea, adică nu folosesc absolut deloc. Însă, o chestie pe care vă recomand și vă foarte, 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 foarte mult, dacă stați pe YouTube, cred că mai mult de o oră pe zi, luați-vă YouTube Premium. Merită toți banii. Nu știu cât e abonamentul, 30 de lei, 50 de lei, dar la cât timp stăm în ultima vreme pe YouTube, merită toți banii. Mulți dintre voi v-ați obișnuit să dați skip la reclame și vă înțeleg, însă, odată ce nu mai ai absolut nicio reclamă, o să vă placă extrem de mult. Ascultați-mă pe mine și automat o să pot să ascult și muzică pentru că nu mai ai reclame și așa, mă rog. Și acum știu că veniți voi că... De eu mă refer la oamenii care se uită de pe device-ul, nu de pe calculator. Dacă stai pe un vent... Asta e o idee bună. Dacă stai pe un vent... Ok. Dacă stai pe un vent, ar trebui impostorul să te poată să te tragă în vent și să te omoare. Mișto. Parcă am citit și în comentarii, sau mișto, văzusem ceva de genul și discutau... nu văzusem altceva, am tradus prost. Asta zice că dacă stai pe vent, impostorul n-ar trebui să poată să iasă din vent. Și am citit comentariile și zicea unul că e idee bună asta, dar să și poată impostorul să te tragă în vent, să te omoare și să poți să dai report sau ceva în genul. Adică ca la un corp normal să poți să dai report dacă vine cineva lângă. Înțelegeți ideea, nu?
Ash zice că băieții vor efectiv un singur lucru și este absolut dezgustător. Detectiv, omoară impostorul în Among Us. Nu știu unde erau niște discuții că ar vrea ăștia să adauge rolul de detectiv în Among Us. Abarna. Părerea mea e că ar trebui să facă Among Us 2 ca să fie mai simplu de creat content, pentru că uitați-vă și voi că au trecut atâtea luni și nu e niciun update în Among Us. Sigur că e update că au adăugat niște reguli noi la joc, niște setări, dar și update-ul ăla, adică e ok, dar se poate mai bine. O hartă nouă, ceva? Oricum știu că la o hartă nouă se stă foarte, foarte mult. Și mai trag de nas, asta este. Cineva mi-a trimis poza asta și a meditat-o. Să dea report-o. Desigur că fix când filmez, mi se înfundă nasul, că de ce nu? Hei, hei, urmează-mă, ok? Vezi? Sunt prieten. Scoate cuțitul. Ah. Da, mi s-a îndulat cu toții, să luăm pe cineva la meds, can, și apoi să-i dovedim că suntem safe și apoi... Gata. Ia. Mereu când plec când joc Among Us, e ca și cum nimeni nu știe de butonul ăsta ca să dea kick și trebuie să-i învăț pe ei cum să facă. Da, și eu îl folosesc. E destul de OP. Dacă cineva nu stă și nu votează să o face troll, de kick. Eu pun mâncare în cuptorul cu microunde pentru câteva minute. Bolul 300 de grade, mâncarea minus 14 grade. Se încinge doar bolul. Jesterul e ca un fel de clown. Păcălește crewmates-ii să creadă că tu ești impostorul. Bă, sincer, deja e destul de greu să-ți dai seama cine e impostorul, dacă ar mai adăuga și roluri de genul ar fi nebunie, dar ar face jocul mai fun, adică să ai opțiune să joci și cu jester sau să joci și cu detectiv. Da, de ce nu? Eu și prietenii mei am făcut asta, sper să vă placă. E o melodie și sincronizează numele cu versurile. Cum să folosești venturile de pe Mira 101? Ia. Bă, dar ce mi s-a înfundat acum, nasul, ești nebun? Deci l-a văzut ăla, că voia să dea report, nu poate să-l prindă din urmă și practic a tăiat calea ca să ajungă la el. Among Us, dar suntem doar mini crewmates. Aaa, sunt copii! Bă! Ăsta e îngrijitorul lor. Ia aruncarea cu noi! Wow! Memorile niciodată nu mint. Roșu zice, eu o să dau skip. Maru zice, mov este în regulă, alb. Memorile întotdeauna spun că este roșu. Roșu. A fost dat afară. Deci memorile nu mint niciodată. Ia uite-i pe ăștia la masă. Omori pe cineva în Among Us. Cineva intră în cameră cu tine. E celălalt impostor. Și a revenit, bă. Bun. Înainte și după. Este important. Acest task este vizual, da? Ăla de pe skilled cu luminile. Player speed la ori 2. La 1.25. Da, e ce trebuie. La 3. E de prostovani, cum s-ar zice. 1.25 și mie îmi place. Nu ar trebui să fie super pentru că un impostor încearcă să câștige mințind și omorând. Nu înțeleg de ce sunt atâtea postări. Cine se supără pe chestiile astea? Folosesc foarte rar comms și sabotaj. Lumina. Asta, ăștia ar fi jucătorii, știi? Care prețuiesc lumina. Reactorul și O2-ul se neacă pe aici. Și communication e necat de mult. Da, communication-ul. Bă, communication e bun dacă ai pe cineva care stă pe camere. Nu știu dacă pe Polus merge, dar pe... Nu mai merge adminul dacă se taie communication-ul. Nu mai merg camerele pe skilled și nici pe Polus nu sunt sigur. Dar e bun și communication-ul dacă ai de ăștia care stau foarte mult pe admin și pe vitals, să vadă ei ce se întâmplă. Ar trebui să fie opțiune să vezi replay-ul întregului match după ce s-a terminat din perspectiva altui jucător. Ai, înțeleg ce gândesc ei, însă din păcate Among Us-ul ăsta nu e făcut să funcționeze așa, nu va avea niciodată funcția asta, părerea mea, și am și o muscă în cameră. Eu cred că ei trebuie să refacă, să dea copy-paste la joc, dar pe un alt engine, ca să poată să adauge chestii de genul. Și nu știu dacă se va întâmpla prea curând. Naiba, cu Tinder, Madbay ăștia care au murit aici, Code Red Sus. Asta cred că e un update foarte, foarte vechi, dacă e adevărat codul ăsta vreodată, că acum codurile azi o să caut toate Q la final. Mai multe animații, la deschiolat, Among Us, cum arată hackerii din Among Us în viața reală.
Grași și buboși. Defeat, you are gonna die. Ok, ok. Un lobby cu 3 impostori, 3 viteză și 10 secunde kill cooldown. Wow. Ar trebui să facem un match cu youtuberii în care să jucăm troll. Adică să facem gen 3 impostori, viteză ori 30 secunde kill cooldown, știi? Să vedem cam ce are și așa la troleală. Expecting, adică urmează să nască. Tata a 2 copii. Interesant. Watch me scan, be my med bay. Am înțeles glumițe de-astea. Așa, când luminile sunt tăiate, camerele ar trebui să intre în modul infraroșu. Poți să vezi corpurile, dar nu culorile. Bă, asta ar fi o idee genială. Sincer, asta ar fi o idee genială. Gen, nu se vede lumina deloc. Camerele sunt pe infraroșu, gen alb-negru, ați văzut, ca să se vadă lumina. Să poată să vadă pe cameră, dar să nu vadă culorile. Adică idei sunt multe. M-am sacrificat pentru un mic crewmate ca să aibă animăluțul lui și să nu fie singur. Ăsta a murit ca să-i lase copilului un animăluț. Ce zice? În loc să zică că făceam asteroizi, a zis că făceam steroizi. Ok, ia uite-l și pe al nostru. Cum arată. Bun. Așa. Why is still... Is it still an argument? Lime, cyan. Da, zice și culoarea în joc când te scanezi. Ce culoare ai? Cât de la culoare, de la color. Among Us back from dead. Among Us developers are considering adding guardian angels that can save other players from death. Să te revie? Habar n-am, adică ce sens are să te revie? Ca știi direct cine e impostorul. Măi, idei sunt multe. Rămâne de văzut cum vor vrea ei să... continue cu jocul ăsta. Contează foarte mult ce decizii vor lua, cât mai ține că în funcție de deciziile lor va mai fi jocul în viață sau nu, mai mult timp. Când te scanezi ca o fantomă, greutatea ar trebui să fie mereu 0. Se poate, ai văzut că ți-a arătat aici greutatea ta, dar îți arată în pounds. Și ca fantomă ți-a arătat tot la fel și ar să fie 0, mă rog. Eu, așteptând ca oamenii să intre în joc 30 de minute și uitând să pun jocul pe public. La VP privat. Ok. Ești din joc pentru că nu ești impostor. Stai în joc ca să le dai impostorilor aceeași distracție pe care tu o ai când ești impostor. Se poate. Roz m-a omorât. Ok, acum am prins. Că l-a omorât, dar el în viață. Tare. Merge gluma asta. Ok. Prăjitură, alb și cu mine suntem curați. Creier 100. Vreau să zic că maro sau? Prietenul meu a făcut mai multe pălării pentru Among Us. Ar trebui să-mi adauge DLC pentru haine. Sincer, sunt simplu de adăugat, simplu de făcut, mă gândesc și sunt mișto. Among Us după ce a inventat minciuna. Ia uite-l. A apăsat și la 3... Emergency meeting. Astea nu rămân salvate, trei refăcute. Trebuie să dau emergency. Nu, așteaptă. Sunt blocat. Hopa. Pentru tema de acasă, faceți totul de pe pagina 69-70 și așa mai departe. Profesorul l-a votat afară. Concept. Opțiuni diferite pentru venturi. Venturi încuiate. Impostorul nu poate intra în vent. Venturi limitate. Venturile pot să... meargă într-un singur sistem, nu știu ce înseamnă asta. Venturi imobile. Venturile nu te poți mișca deloc din venturi. Și venturi unlimited, te duci oriunde. Da, se referă să fie opțiune pentru server. Știi? Să joci, să fiți mai schimbe puțin gameplay-ul. Nu omor oameni. Asta este lucrul meu. Un lucru care nu-mi place. Carl, I do not kill people. Se referă la Carl din Walking Dead? Sau? Habar n-am, este tortul. Dacă crezi că o fantomă este în casă, nu te îngrijora, probabil își face task-urile. Dacă ai impresia că e o fantomă la tine în casă. Limau! Task-urile mele. Cică roșu. Nu te-am văzut făcând niciun task. Task-urile mele. Holy, ce aici? Wow! Nimeni.
bătrânii în pozele lor de profil. Ok, pizza cu Among Us, la Mad Bay. Când impostorul te votează, ca să nu îmi pară suspicios, și amândoi câștigați meciul. Thumbs up for me, thumbs up for you. Nu uitați voi de un mic like can acolo. O mică susținere. Ce mai avem? Profesorul, ce e 10 din 10? Eu, 1. Profesorul, de ce ai scris start? Înțeleg. Să dea start la server, red sus. Nu știu ce să mai zic, mă, băieți, cu meme-urile astea. Cum te simte cum te simți când ai anxietate? Săgeți peste tot. Animația asta a făcut un tablou. Mișto. Pizza era impostor, ok. Băieți, am reparat cablurile și scutul și ventul pe care roșul folosea. A reparat și ventul, bă. Am făcut swipe card-ul din skill. Ok. Respectable, respectable. Dacă te-ai simțit vreodată nefolositor, adu-ți aminte că ăsta nu este un task. Atunci ce n-ai, bă, aici? Nu știu, frate, ești destul de suspicios. Ok, ce n-ai, bă, asta? Ci că am făcut caracterul bafat. Video cu link. Bafat, adică cu mușchi. Among Us cu mușchi. Wow. Wow. M-a rupt de urechi. Dar la voi nu o să fie sunet. Bă, destul de funny. Edita aia la cu mușchi. Ok. Noi o să ne oprim aici cu episodul, boys. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne vedem la viitoare. Pa, pa!